Servus! O să înregistrez câteva gânduri în limba română cu tentă spirituală, nu cu tentă religioasă, dar spirituală, așa, pentru cei care se deschiși la gândire un pic diferită. Și o să povestesc despre o mică conversație, o scurtă conversație cu o vecină pe care o știu de cel puțin 10 ani. Dar nu o știu la suflet. O știu așa, ca o ființă vie, cum știm pe cei mai mulți cu care nu intrăm în conversație de la suflet la suflet. Îi știm așa că, ok, vecinul ăla are 10 vaci, ălălalt are râie, ălălalt are fată handicapată, ălălalt e plin de bani, ălălalt e primarul, ălălalt e doctorul care a făcut nu știu ce, ălălalt e popa care a bătut două țigănși. Deci noi știm lumea prin prisma informațiilor care ajung la mintea noastră. Dar e mult mai mult legat de un om. Viața omului nu e doar rezumatul unei povești. Astea sunt mașini de pe vremea de pe vremea când a fost furtună de zăpadă acum o săptămână. Deci oamenii sunt mai mult decât poveștile care sunt spuse de către alții. Povești colorate prin mintea celor care le spun. Eu dacă îți spun povestea despre vecina asta de care m-am dat astăzi, aia sporobei, ia să vede ce e acolo, sporobei. Ia, sporobei. Acolo sunt munți în Statele Unite. Nu știu dacă se vede ceva în cameră aici. Și eu îmi văd de treabă, mă întrec și mă depășesc și camioanele. Că așa de încet merg numai la 80 aici. Și eu zic calmă. Ei, dacă eu aș încerca să îți fac un portret al vecinii ăsteia, chiar dacă nu te interesează, dar să zicem că ar fi vecina ta, eu aș fi vecinul tău și eu acum fac o imagine despre o vecină pe care amândoi o cunoaște. Tu ceea ce ai să știi despre persoana aia, la bagajul tău de informații legat de vecina aia, o să fie prin ce am spus eu, prisma filtrului minții mele. Deci dacă eu urăsc vecina aia și vreau ca să otrăvesc mintea altora cu ura mea, păi eu am să-mi prăștii o informație aiurea, deformată prin mintea mea despre vecina aia. Și în felul ăsta tu îți clădești la baza de date, informații despre vecina aia care includ și informațiile de la mine, ceea ce sunt informații false sau otrăvite. Ceea ce nu este drept pentru persoana aia despre care vorbesc eu. Da, așa e lumea. Dar de ce ai pune tu botul la informația aia? De exemplu, oamenii vorbesc despre preotul Pomohaci, să zic. Dau un exemplu care a fost prin presă recent. Și pentru că Pomohaci ăsta a avut sau a great, a acceptat ca el să fie o persoană publică și să intre în gura lumii, sau că preotul Calistrat din zona Iași a acceptat să intre în gura lumii, asta e problema lor. Și asta se întâmplă când intri în gura lumii, trebuie să accepți și alea bune și alea rele. Și n-ai cum să controlezi în ce lume intri. Tu poți să faci schimbări cu
care lume te conectezi și să zicem să nu te conectezi deloc cu lumea de jos, care e plină de ură, de supărare, de gelozie, de frustrări, pentru că ei suferă oricum. E foarte greu, dar sunt oameni care stau în lumea aia. Deci asta este decizia lor. Să nu crească din lumea aia și să stea în lumea aia. Și dacă stau în lumea aia, au șanse foarte mari ca imaginea lor să fie otrăvită. De ce? Pentru că ei, nefiind perfecți, orice greșeală o fac, ori de fiecare dată când nu satisface nevoile și plânsetele celor care suferă din lumea de jos, ăia din lumea de jos care suferă sunt ca niște câini care mușcă. O să muște pe la spate și o să otrăvească cu mintea lor otrăvită, o să otrăvească pe cei din lumea aia. Dar ăia din lumea mai de sus, nu neapărat lumea de ălăra cu bani, nu, lumea avansată spiritual, lumea celor care sunt plini de iubire, de compasiune, aia nu pun botul, aia nu pun botul la așa ceva. Deci dacă aia aud că părintele Pomohaci a zis ceva, a făcut ceva, sau o bârfă de asta despre părintele Pomohaci, că el ar fi vorbit cu nu știu ce adult, bărbat, i-ar fi zis că vrea să-i facă aia, păi persoana care este curată spiritual și înaltă spiritual nu se atinge de asemenea, nu deschide, nu pune botul, deci nu deschide mintea, mintea persoanei aia se închide automat. Oh, ai vorbit, ai bârfit despre cineva, închis. Înțelegi? Deci asta este parte din personalitatea celor care sunt avansați spiritual, care sunt aproape de curățenia sufletească. Dacă Iisus ar fi trăit pe vremurile astea și dacă cineva ar fi mers la Iisus să înceapă să bârfească, ce ar fi zis Iisus? Ar fi pus urechea? Ar fi zis, oh, yeah, ok, dă mai mult, vreau mai multe informații de asta. Abia aștept ca tu să-mi spui gunoaiele din capul tău. Așa ar fi zis Iisus, nu-i așa? Iisus ar fi dat o învățătură la ăla, referitoare la păcat, la bârna din ochii lui, acelui care e păcătos și care spune prostii despre alții. Dar de ce spune lumea prostii despre alții? De ce? Deci prima dată am zis, câinele care este mușcat, sau nu, care e rănit, mușcă, sau lat. Ok, deci așa e și omul. Omul care este în suferință emoțională, mentală, dă și în stânga și în dreapta, pentru că își caută aliați ca să-i aline suferința. Aline? Cred că aline? Alineze, nu, aliniat e altceva. Alieneze, alieneze e altceva. Ce cuvânt e ăla românește care eu nu-l găsesc? Poți să pui comentariu acolo jos, în partea de jos de la YouTube ăsta. Și alienare, nu, asta e alienare, e altceva, nu? Să calmeze. Fine, știi tu la ce mă refer, dacă ai pus atenție la ceea ce spun acum. Bă, dar câte camioane mă depășesc, ce scurbi, eu merg cam încet, nu-i așa? Merg la 80 la oră numai. Și... Dar cei care sunt în suferință și le plânge sufletul intern, nu neapărat să exprimă, că mulți zâmbesc, dar sufletul le plânge, dar ei zâmbesc, pentru că aia e numai corpul, costumul lor în lumea fizică, costumul lor de extraterestru în lumea fizică, corpul lor uman, e făcut să zâmbească, îi zice. Și după ce trece de omul la care i-a zâmbit,
Are figura lui, pentru că asta e starea lui naturală și se exprimă prin corp. Și când mai apare câte unul, apare șeful sau apare o vecină sau apare Facebook-ul sau camera, zice trebuie să zâmbesc frumos, nu? Că trebuie să-mi păstrez prieteni, trebuie să-mi păstrez statutul social, trebuie să arăt că mie merge bine. Ia, ce bine. Și zâmbet forțat fals. Am un copil, deci fiica mea. Ei, japoneză, taci. Ia să văd, canalul ăsta înghețat tot. Nu prea, nu, curge. Ei, taci. Japoneza. Asta e teren de golf care, după cum vezi, e plin de golfers, de jucători. Unde sunt jucătorii? Ei, stau acasă la televizor. Mai am benzină, motorină, mai am. Și cam asta e, că ăștia pun zâmbet fals, dar în mintea lor ei plâng. Sunt răniți, sunt suferi, au diverse chestii pentru care dacă ai compasiune, îi înțelegi. Și nu se deschid, pentru că în lumea lor, deci nu toți sunt în lumea aia, dar în lumea lor există oameni care atacă și care profită de aceste slăbiciuni, de aceste plânsete ale minții. Oameni care au crescut fără compasiune, de exemplu, oameni care au crescut de mici într-un mediu în care nu era încurajată iubirea față de alții sau compasiunea, nu era. Sau era, cum să zic eu, era considerată o slăbiciune, că sunt multe culturi și medii în care copilul trebuie crescut cu putere, cu tărie, ca să supraviețuiască, pentru că în lumea unde există sărăcie, există durere, există suferință din astea, mai ales datorită problemelor financiare din lumea asta, copilul trebuie educat ca să poată să navigheze prin lume și să aibă putere. Dacă părinții gândesc și educă copiii să iubească, să ajute, păi atunci, în mintea lor, există ideea că o să le mănânce alții din farfurie. Pentru că lor li s-a întâmplat același lucru și nu vor ca odraslele lor să treacă prin aceeași suferință. Și atunci ei descurajează copilul din familie care vrea să devină artist, pianist, ambasador al iubirii. Și dacă copilul are tendință de asta să devină preot, îl încurajează doar din condiția materială, din gândirea asta că da, dacă te faci popă, hai că e bine că faci niște bani. Dar dacă ești în Canada și vrei să te faci popă, nu prea faci bani de aici, așa că trebuie să găsești altă slujbă. Deci asta este programarea părinților care au trecut prin dificultăți financiare și au zis, bă, dacă ești de treabă în lumea asta, îți mâncă din farfurie, te fură pe la spate. Pentru că părinții au trăit în lumea asta de jos, dar părinții care au trăit în lumea spirituală înaltă, ei văd lumea altfel. Deci nu-i vina părinților, nu-i vina părinților. Noi am venit aici cu un plan. Uite, vântul care... Nu știu dacă vântul aleargă după cioară în cazul ăsta, că de obicei e invers. Noi am venit aici cu o misiune sfântă, dar în același timp trecem prin încercări. Și câteodată Dumnezeu ne dă încercările intenționat. Și încercările vin prin oameni care sunt posedați, sau Dumnezeu ne trimite un diavol ca să ne încerce sufletul. Și Iisus zicea undeva în Biblie, nu știu, nu o zis el în Biblie, dar alții au zis despre Iisus, după ce au vorbit cu el.
Și Iisus o zis la un moment dat că au avut experiența asta să fie testat de diavol. Când diavolul i-a propus diverse tentații și încercări. Și Iisus, care era spiritual foarte avansat la vremea aia, pentru că el știa despre ce e vorba, cu lumea asta, lumea asta imaginară, chiar dacă lumea asta pare reală, e o lume imaginară. Acum, dacă tu crezi că eu vorbesc prostit, treaba ta, poți să închizi video și te duci mai departe și să te uiți la ceva care îți alimentează mintea cu informații care îți confirmă ceea ce crezi, să te facă să te simți bine. Și ia, Dumnezeu îți trimite din ăștia ca să te încerce și diavolul în general îți scoate la iveală răutățile care sunt plantate de când ești mic sau din momentul unor experiențe cu alți oameni. Și dacă ai venit în lumea asta și ai intrat într-o lume mai puțin evoluată spiritual, de exemplu ai intrat într-o familie care, eu știu, ai părinți care au fost și ei din generații programați să urască, cum sunt unii care, de exemplu, au venit în familie unde să știe, Dumnezeu știe clar ce e în sufletul fiecăruia și Dumnezeu știe că, ok, femeia asta are ură împotriva bărbaților. Și la un moment dat, ura aia o să iasă la iveală când o să fie momentul ăla dificil, când o să fie testul sufletului ei, când o să fie scurmată la buba aia care dore. Deci e o bubă care dore. O fi o traumă, știu, prin care a trecut femeia respectivă, sau o fi o sămânță care crește acolo în mintea ei și care poate să fie alimentată de alte persoane cu informații. Deci cumva îi se dă apă și nutrienți și hrană sau minerale acestei buruieni din capul femeii și la bărbați la fel. Ok, ne apropiem de munți, sau mă apropii, nu te apropii tu, dar eu mă apropii de munți și mă duc acolo și o să ies un pic la plimbare prin zăpadă. Și din când în când persoana respectivă care are sămânța asta face alegerea să asculte, să deschidă mintea la persoane care alimentează cu nutrienți și cu apă această buruiană a urei de împotriva bărbaților. Ăsta e polițist, trebuie să pun mașina pe stradă. Polițist? Nu, n-are antene. Ia-ți văd cine e ăsta. Da, e unul care are Ford, mașină ca și mașinile care le folosesc polițiștii, că polițiștii au cumpărat mașina fel. Și persoana aia care are sămânța aia are șanse mai mari să lase informații care să-i alimenteze această buruiană a urei, a geloziei. Pentru că buruiana aia din capul persoanei cere apă, cere nutrienți. Și în momentul în care persoana aia acceptă informații, să zicem, stă la povești cu o altă persoană care urăște bărbații sau atunci buruiana aia se simte bine. Acum, poți să-i spui ori buruiană, poți să-i zici un mic drăgușor, e informație, nu contează. Deci astea sunt analogii în lumea noastră, pentru că dacă vrei să explici cuiva despre o floare, trebuie să-i dai o imagine a unei flori, să descrii floarea aia. Degeaba îi spui că e o chestie care e miroasă, dar nu știi cum arată, că persoana aia poate să zică că este săpun, este un parfum, este ceva care e o piatră. Dar dacă îi descrii că e o floare, persoana face o legătură în minte cu ceea ce știe.
și știe că aia e o floare. Așa ne creăm noi realitatea. La fel, eu descriu această energie malefică din capul oamenilor ca o burioană. Pentru că e mai ușor să facă omul o legătură, o analogie între ceva care trebuie scos afară și gândurile astea rele, destructive, care distrug și persoana respectivă și relațiile cu alți oameni și stabilitatea cuplurilor și stabilitatea grupurilor sociale. Pentru că asta vrea diavolul. Când eu nu pot să descriu diavolul din capul omului în cuvinte, pentru că nu știu cum arată. Nu știu cum arată, știu că este o energie, dar n-am cum să descriu, pentru că diavolul i-a făcut să arate în diverse feluri. De unul a făcut un film cu diavol care arată cu cornițe, altul cu așa, și arată în feluri diferite. Și apoi nu pot să mă apuc să descriu, să zic, de diavolul din mintea omului. Că omul după aia își ia libertatea să creeze ceva. Și nu știu dacă te ajută să crezi că e ceva chiar așa de urât în capul omului. Deci, dacă îi zic o buruiană, nu este chiar așa. Deci, așa e o plantă care are nevoie de apă, are nevoie de hrană. Numai că e un pic așa, cam o plantă cu un pic de nesimțire, care dacă îi dai cele necesare traiului, crește. Numai că la un moment dat îi ia substanțele și cele necesare vieții celorlalte plante ale minții, inclusiv ale gândurilor bune. Adică își face loc, știi, și devine invazivă. Și păi nu cred că vrei, că sunt așa de mulți oameni care au mintea invadată de buruieni din astea informaționale, care le încetoșează gândirea. Și atunci ei se exprimă prin buruienile alea, ca spinii de care nu vrei să îi ai în cap. Și vezi că te înțapă. Deci am trecut și eu, că și am avut ăștia în cap. Și am decis să fac un pic de curățenie. Încă mai am de făcut. Știi cum e cu grădina minții? Grădinarul niciodată nu se oprește din a face curată grădină. Dacă te oprești, vin buruienile și asta e rolul lor. Dumnezeu a creat buruienile ca să dea de lucru grădinarului. Să dea de lucru grădinarului, în care ești tu, mintea ta. Tu trebuie să-ți auto-întreții grădina aia din capul tău. Bun, astea au fost divagare, povești de adormi copii, care nu-s pentru ateiști, nu-s pentru aia care nu cred în Dumnezeu. Uite, asta este o de-aia cocostârc iarna, că mai sunt pe aici. Și ia, ne apropiem de munți. Eu mă apropii de munți. Munți peste tot, de jur. De jur. Aici sunt într-o câmpie. O grămadă de teren fertil, pentru că în trecut pe aici curgea râu. Și încă mai vin material de pe munți, material care este încărcat cu nutrienți de la procesele pădurilor. Ia, norii sunt jos aici. Cred că n-am să pot să zbor ce vreau eu să zbor până foarte sus, pentru că intru deja în nori și nu se vede mare lucru. Da, asta e. Bun, și să revin la vecina mea, că eu am divăgat atâta, că am timp, nu? Deci dacă eu tot conduc, ce să fac altceva? Vrei să vorbesc de femei? Nu, e stilul meu, numai pentru alți oameni. Despre băutură, despre aventuri, poate altă dată. Și zice femeia că, deci am oprit în fața vecinei.